Vă salut, dragi prieteni! Bine ați revenit pe canalul meu! Astăzi o să facem un video în care o să vă prezint o pereche de jucători de Uzbekistan, pereche de 2017, o pereche la fel, zic eu, foarte frumoasă. Perechea de puișori este micuță. Încălțătura este în creștere, dar vă puteți da seama de calitatea lor și acum. O să încercăm să dăm. Acesta este masculul și o să dăm acum și femela. Ia uitați ce pereche frumoasă de jucători de Uzbekistan avem aici. După cum te puteți observa, încălțătura femelei este foarte frumoasă. Pentru cunoscătorii rasei, de asta vreau să vin cu telefonul cât mai aproape de ei, să vedeți, să puteți observa calitatea acestor păsări. Așa cum vă spuneam, o pereche frumoasă, o pereche reușită de jucători de Uzbekistan. Foarte dragă mi este și această rasă. Mai avem și puișori mici de jucători de Uzbekistan. O să le facem și acelora o prezentare. Dar astăzi am zis să vă prezint această pereche de jucători de Uzbekistan și încă o pereche de jucători de Rostovi. O să pun pe pauză să aduc și perechea de jucători de Rostovi pe albu, să o putem vedea și acea pereche. Am adus și perechea de Rostovi. Am decis să-i pun în interiorul volierei. Aici avem voliera puilor. Sper să puteți observa și această pereche de Rostov. Ce încălțătură frumoasă poate să aibă. Aceasta ar fi femela. Ia uitați. Cred că mult mai bine se vede filmulețul aici, în interior. Ia uitați și perechea de Rostovi albi. E a doua pereche de puișori de Rostovi albi obținuți în voliera noastră. O pereche la fel de frumoasă ca și prima. Prima pereche deja am dat-o unui bun prieten de-al meu de la Botoșani. Aceasta e a doua pereche de puișori, care în scurt timp, în 2 săptămâni, va fi și aceasta disponibilă pentru vânzare. Să mai coborâm puțin să filmăm și puișorii de jucători de Uzbekistan. Ia uitați și încălțătura au și aceștia. Și puișorii de jucători de Rostov. Ia uitați, foarte greu se mișcă din cauza încălțăturii. Dragi columbofili, sper să vă placă acest video. Așteptăm un like, un comentariu. Să-mi spuneți ce părere aveți despre acești puișori. Până data viitoare, când vom face un nou video în care să vă prezint și alte rase, alți puișori din alte rase ce am obținut în voliera Columbofil Junior,
Vă salut și vă urez toate cele bune!